verificatoare. Cerem egalarea salariului minim cu minimul de existență. Cerem egalarea salariului. Cerem egalarea salariului minim cu minimum de existență. Vrem un trai decent. Vrem un trai decent. Я не могу.
întrebă. Doamna Fus, auziți ce scandează oamenii? Ce părere aveți? Da. Pare straniu acest lucru și aceste proteste, pentru că din ce în ce mai mult par avea o tentă politică. Normal este ca în timpul negocierilor să se discute, să se negocieze, să se găsească soluții. O parte din revendicările sindicatelor din educație au fost deja îndeplinite, iar celelalte, care sunt foarte complicate, cum ar fi majorarea cu 50% a salariilor, necesită timp. Și nu am dorit să venim cu propuneri populiste. Așadar, revendicările care solicită mai multă muncă și examinare din partea guvernului vor veni mai târziu. Majorarea salariilor ține de posibilitatea Guvernului Republicii Moldova de a bugeta în acest an. Pentru anul 2017, cel mai bun urmează să fie. Adică anul acesta nu se este bun. Dar prin negocieri ce Рушине! Протестуем против аварии вот. Я там парень не знаю. А я укрепляю. Noi de aici nu plecăm! Noi de aici nu plecăm!